conferințele pastoral-misionare din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, desfășurate în perioada 1 octombrie-10 noiembrie, s-au încheiat astăzi cu întâlnirea tuturor clericilor din cuprinsul protopopiatului Rădăuți. În aceste zile, întâlnirile din cele 5 protopopiate ale eparhiei au fost prilej de comuniune în rugăciune și dialog pastoral-misionar. Cei aproximativ 150 de clerici din cuprinsul protopopiatului Rădăuți s-au reunit astăzi la conferința finală, care încheie seria anuală a întâlnirilor pastoral-misionare din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Mănăstirii Sihăstria Putnei de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Calinic și de preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. La finalul slujbei, înalt preasfințitul Părinte Calinic a hirotesit iconom stavrofor mai mulți clerici din cuprinsul protopopiatului, iar preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a hirotesit 2 arhidiaconi. De asemenea, monahii și preoții care s-au remarcat printr-o activitate pastoral-misionară deosebită au primit diplome de cinstire. Cu bucurie ne aflăm astăzi la Mănăstirea Sihăstria Putnei, unde s-au încheiat ciclul de conferințe preoțești pastoral-misionare din anul omagial și comemorativ 2022, închinate rugăciunii și sfinților isihaști. Am trăit o mare bucurie duhovnicească astăzi prin participarea la conferința preoțească din cadrul protopopiatului Rădăuți, coordonat de Părintele Protoiereu Ionel Constantin Maloș. Astfel, ierarhii noștri, părinții consilieri de la Centrul Eparhial Suceava și preoții din protopopiatul Rădăuți, ne-am primenit sufletele prin împreună slujire euharistică, urmată apoi de programul prestabilit al conferinței. Acest eveniment, deopotrivă duhovnicesc și administrativ, întărește ideea că în unitate suntem mai puternici și că împreună suntem slujitori și ne ostenim pentru folosul credincioșilor din Eparhia Sucevei și Rădăuților și spre slava lui Dumnezeu. Ziua de 10 noiembrie 2022 va rămâne adânc înscrisă în paginile de istorie ale protopopiatului Rădăuți, întrucât astăzi, cu binecuvântarea înaltpreasfințitului Arhiepiscop Calinic la Mănăstirea Sihăstria Putnei, a fost organizată conferința preoțească, prilej cu care în cursul dimineții ne-am întâlnit cu toții în slujire liturgică, aproape 150 de slujitori s-au învrednicit să se împărtășească cu cinstitul trup și dumnezeiescul sânge, Sfânta Liturghie fiind urmată de susținerea celor două referate de părinții rânduiți, referate cu tematică specifică anului omagial și anului comemorativ. În cadrul conferinței au fost prezentate 2 referate care au abordat tematica anului omagial și comemorativ și au fost proiectate 2 filme realizate de Trinitas TV, Rugăciunea Cale spre Desăvârșire și Rugăciunea în viața bisericii și a creștinului. Am fost rânduit să vorbesc despre rugăciune, am încercat să vorbesc despre rugăciune din punct de vedere scripturistic, rugăciunea în Sfânta Scriptură, mai cu seamă rugăciunile de laudă, mulțumire și cerere întâlnite în Sfânta Scriptură. Am încercat să scot în evidență că pe tot parcursul Sfintei Scripturi găsim aceste tipuri de rugăciuni și fel și fel de oameni care s-au rugat Domnului pentru diferite lucruri. Părintele Protopop m-a propus pentru a susține tema Sfinții Părinți Isihaști, modele de rugăciune personală. Consider că este o temă foarte importantă, mai ales pentru noi preoții, și avem de învățat de la părinții isihaști modele de rugăciune în liniște și în isihie pentru a putea transmite și credincioșilor noștri această dragoste de rugăciune, dragoste de Dumnezeu și de sfintele slujbe în cadrul rânduielilor bisericii noastre. Evenimentele s-au încheiat cu slujba parastasului la mormântul înalt preasfințitului Părinte Arhiepiscop Pimen și cu binecuvântarea Centrului Social de Zi Sfântul Nectarie dedicat activităților sociale, educaționale și pastoral-misionare.